Da, e tot scump, tot e scump. Iei 100 de lei, la magazin te duci și nici nu cumperi nică și în torbă nică nu-i. Șase, da, șapte, nouă, 10, 15, 14, 1428 de lei. Те, которые примеск бедные пенсии, которые мои пацаны, пестемия, пестемия, мажоритате примеск пестемия. У меня 270, у меня 300, сын пацаны, которые примеск мек пенсии, которые не лукрат. Еще и примеск пацаны пенсии. 5000 сын лукрат на заводу де сахар, один Александрин. Ши мулца ани аре лукрат. Leafă bună, avut pe vremuri când au lucrat și primește și până pensie. O casă făcută de evrei, chiar și-o trăit aici evrei în casa asta, dar tare mulți ani poșta e aici, tare mulți ani. De când țin minte, poșta e în căsuța asta aici. Anul este așa, nu a fost ploi la vreme, două luni nu a fost săcite, greu. Și trebuie numai decât podcormcă. Dacă nu dai podcormcă, o leacă, apă noasa e nic. Dacă au fost 400 de chili, o tonă și 500 era, o tonă și 800 era, era ploi la vreme. Făcut un loc de pescuit din Republica Moldova, a fost evacuat în luna iunie de raionul Sângerei, în cadrul proiectului NATO, parteneriat pentru pace privind distrugerea pesticidelor și produselor chimice sute din România. 31 de tone de pescuit de substanțe chimice periculoase, stocate de depozit donat la satul Alexandreni, au fost evacuate. Respectiv, deșeurile au fost transportate în Polonia pentru a fi distruse. Care place cotie, care spioni? N-avem noi când se uită la televizor. Scoate iacă pentru maladioși, așa mai, dar la și care mai învârși, s-au văzut să facă capiecă. Aici Boșa nu e discotec. Aici nu e, la Beruința. La Beruința, aici nu e, nu e discotec, tot e închis. Dar în Beruința și este? Este club. Este club, discotec. Noi nici casa de coldoră n-avem, nici discotecă n-avem, nică, tot e închis. Drumurile sunt rele, nimeni nică, musurul ședi. Nimeni nu-ți bat capul și asta e problema. Nu e deloc, 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 deloc. Doar de la oraș, tu și acolo să lucrezi, da. Găsești lucru, dar pe aici, pe sate, nu. Doar de... Nu e deloc, nu. Dar voi nu lucrați și pe aici? Unii checă. Unii plătește, acolo duci. Unii plătește, acolo duci. Acolo duci. Am ales Alexandreniu pentru că este localitatea mea natală. Aici m-am născut, aici am copilărit. Și am hotărât să fac ceva pentru satul natal. Și am început cu afaceri în domeniul agriculturii, după care m-am dezis de agricultură și am deschis o mini afacere pe loc aici. Într-o vulcanizare, o frizerie, acum un magazin auto. Afacerea merge așa, cum si, cum sa. Nu pot spune că e ideal, nu pot spune că e bine, dar odată ce încă nu suntem închiși, înseamnă că încă mai plutim pe apă. Încă nu ne-am dus la fund. Eu nu sunt membru al unui partid, eu sunt consilier raional. Nu, eu am intrat de la Partidul Socialiștilor, am participat în alegeri de la socialiști, dar, mă rog, din careva consideriente, la moment, noi susținem doar ideile bune. Am fost dezamăgiți de Partidul Socialiștilor. Din acest motiv, practic, suntem astăzi unde suntem, dar oricum suntem la conducere și luăm niște hotărâri, cred că, care vor duce mai bine traiul cetățenilor. Apropo, dacă să vorbim de Pavel Filip, săptămâna trecută, că a vizitat raionul Sângerei cu întreg cabinetul de miniștri. L-am avut pe domnul Usatăi, care ne-a promis, că adică va contribui. Dumnealui este la Ministerul Drumurilor, secretar. Nu vă pot spune 100%, pentru că a fost așa o întâlnire rapidă.
ne-a promis că ne continuă drumul. Adică că continuă asfaltarea drumului în cadrul Drumuri Bune 2. Drumuri Bune pentru Moldova 2, în cadrul proiectului. Și așteptăm cu nerăbdare.